Hai, salut prieteni, cu voi astăzi este Bogdan și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Am uitat prin comentariile voastre și am văzut că mulți dintre voi mi-ați cerut să comentez frizura lui Shelly. Așa că astăzi m-am decis să vă arăt cum să vă faceți această frizură. Vreau să vă spun că nu sunt foarte multe de spus despre această frizură, nu sunt multe de explicat, deci nu o să fie un clip așa de lung și nu o să am așa de multe de spus despre această frizură, pentru că este o frizură foarte simplă. O să vă arăt două fotografii și o să comentez frizura lui și o să vă explic câteva chestii despre această frizură. V-am spus să nu vă așteptați la multe chestii pentru că nu este o frizură așa complicată sau o frizură grea și nu sunt multe de spus despre această frizură. Dacă observați în aceste două fotografii pe care eu vi le arăt, vedeți că într-una din fotografii are părul dat într-o parte, iar în cealaltă fotografie are părul dat pe spate. În părțile laterale este luat cu un 2 sau cu un 3, deci nu este cu un număr foarte scurt, este luat cu 2 sau cu numărul 3. Acum, bineînțeles că depinde și de preferințele voastre, cu cât vreți să vă luați în părți. Vă puteți lua cu 0,5, vă puteți lua cu 1, depinde ce preferințe aveți voi. Dacă observați, el are un vârtej aici într-o parte. De aceea a ales această frizură, cel puțin așa cred eu din punctul meu de vedere, pentru că vârtejul, dacă observați, îl ajută să își dea părul într-o parte și pe spate. Vârtejul îi dă volum în față, îi ridică părul într-o parte. Și este o frizură potrivită pentru cei care au vârtej aici în colțul frunții, pentru că vă ajută foarte mult să vă dați părul într-o parte. Dacă observați, el nu se dă cu ceva în păr, cel puțin din ce am observat eu, el nu folosește fixativ sau gel. Poate că uneori folosește ceară, dar de cele mai multe ori părul lui rămâne natural și așează părul doar din feon. Dacă observați fotografia pe care eu vă arăt aici, puteți observa că are părul undeva până la gură îi vine, însă cred că dacă îl întinde drept în față îi vine undeva aici până la bărbie. Deci aveți nevoie de un păr foarte mare, deci cred că trebuie să stați undeva între 6 și 8 luni fără să vă tundeți în partea de sus, deci fără să vă tundeți absolut deloc în partea de sus. Dacă aveți părul foarte lung și este foarte mare, atunci va sta foarte ușor părul. Poate că uneori folosește o ceară de păr doar atunci când își dă părul pe spate, pentru că atunci este puțin mai greu și trebuie să stea tras tot pe spate și partea de aici trebuie să vină pe spate, nu-i mai cade așa pe o parte. În general, când își ține părul pe o parte, este părul lui natural, nu cred că folosește absolut nimic, nici ceară, nici fixativ, nimic, din ce am observat eu din clipurile lui. Eu dacă aș fi în locul lui și aș avea părul așa mare, m-aș tunde în părțile laterale, m-aș face un skin fade, ar veni super, super mișto, deci ar sta foarte bine dacă s-ar face în părți un skin fade, pornind de la zero aici jos. Iar veni super tare pentru că are părul foarte mare sus, însă îi stă frumos și așa, m-am spus, îl avantajează pentru că el are un vârtej aici în frunte și având părul mare îl ajută să își dea părul într-o parte și pe spate. Ok, prieteni, cam atât și cu această frizură, nu au fost foarte multe de spus pentru că v-am spus de la început, este o frizură simplă și tot ce trebuie să faceți este să așteptați să vă crească părul cât mai mare sus. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place frizura lui Shelly și bineînțeles dacă mă susțineți și pe mine și mi-apreciați munca. Cu voi astăzi a fost Bogdan și ne vedem la următor video. Pa!